Oamenii cu destinul 6 sunt oameni care sunt destinați să capete mai multe abilități în familie și să-și construiască familie. Că le iese sau nu le iese, asta e mai puțin important. Important e că ei vor tânji, mai ales în partea a doua vieții, spre a-și face o familie, spre a crea familie. Sunt foarte buni ca dascăl, foarte buni ca protectori, simțul responsabilității, sunt foarte responsabili, așa și cloșcă de felul lor. O să-i vedeți că dădăcesc foarte mult pe cei din jur. De ce? Pentru că asta îi face să se simtă cumva responsabil de cei din jur. Problema celor cu destinul 6 este că, pe de o parte, ajung să facă ei în locul celorlalți, pe sistemul știu eu mai bine, lasă, nu te deranja, iar partea cealaltă este că sunt foarte teritorial și, în general, familia lor, copiilor, mașina lor, casa lor devine atât de importantă încât ei sunt foarte teritorial și îl apără chiar cu agresivitate.